Alessandra Stoicescu s-a dat peste cap pentru ca botezul micuței sale, Sara Maria, să fie un eveniment care să rămână multe vreme în sufletele invitaților care au participat. Știrista nu s-a limitat la idei simpliste când a venit vorba de organizarea petrecerii grandioase de botez a fetiței ei, asemenea unei recepții de nuntă. Și, de altfel, credem că exact acest lucru l-a și dorit prezentatoarea Antenei 3. Se pare că aceasta a ales aceeași persoană care a ajutat-o la organizarea nunții cu partenerul ei de viață, Sergiu Constantinescu, în 2013. Acestea fiind spuse, nu este de mirare că evenimentul a avut atât de multe asemănări și puncte comune, reușind, în unele cazuri, să depășească chiar petrecerea de nuntă a Sandrei. Alessandra Stoicescu, botez pentru fetiță mai ceva ca nunta ei, semnul exclamării punct de la artiștii care au întreținut atmosfera petrecerii până la tortul etajat de 2 metri, Sandra Stoicescu i-a organizat fetiței ei un botez exact așa cum și-a planificat și ea nuntă. Scopul meu a fost să lăsăm invitații muți de uimire. O adevărată provocare, pentru că jumătate dintre cei 350 de invitați cunoșteau deja spațiul din Palatul Snagov. Personal, mai organizasem acolo vreo 10 evenimente foarte reușite, așa că voiam să mă autodepășesc, virgulă, spunea la momentul respectiv organizatoarea evenimentului. Și iată că Sandrei a plăcut atât de mult cum a ieșit petrecerea de nuntă, încât a rechemat-o pe aceasta și pentru organizarea botezului fetiței ei, unde au participat nume mari, atât din domeniul televiziunii, al politicii, dar și din spațiul artistic. Atmosfera botezului a fost întreținută de colega Alessandrei de la Antenă, Mirela Vaida, care a cântat și a încântat pe invitații, așa cum a făcut și la nunta știristei în urmă cu 6 ani. O altă asemănare între cele două evenimente a fost, bineînțeles, perechea de nași, nelipsiții Gabriela Firea și soțul ei, Florentin Pandele, care au devenit acum și părinții spirituali ai Sarei Maria. Unchi invitații de seamă au petrecut cu ambele ocazii într-un ambiant cu stil, aducând în peisajul petrecerii ținute care mai de care mai elegante. Paralela dintre cele două evenimente poate fi făcută și în ceea ce privește tortul, care în ambele cazuri a fost unul grandios, construit pe mai multe etaje și suficient de mare cât să poată ajunge și în farfuria ultimului invitat.